același timp un grup de locuitori ai cartierului au format o asociație prin care au reușit să dea în judecată primăria, primăria generală, care în 2005, pe vremea lui Gideanu, a acordat retrocedarea. Așa că o să-l invit pe Cristian Cioimaru aici să povestească. Bună seara, dragi cetățeni activi! E bine să vedem că și căldura asta mare nu a omorât spiritul civic. Pentru că ceea ce poate să facă diferența și în această cauză civică și în altele este faptul că unii cetățeni vor spune nu suntem doar masă de manevră, nu suntem doar plătitori de taxe, avem drepturi și le știm și vrem să le apărăm. Mă bucur să fiu aici în seara asta și de cum am așezat acolo în rând, nu văd acum pe lângă pe mine unde era domnul, care spunea că își amintește că a fost luată aici în aprilie 2013. Și de atunci am zis, doamne, va fi o chestiune maraton, va dura ceva timp, vă gândeam vreo 2-3 ani până reușim noi să rezolvăm problema. Acum mă uit în urmă și râd de mine ce naiv am fost, că credeam că se rezolvă în 2-3 ani. Au trecut 11 ani și eu și alții am mai albit, dar tot maraton este, numai că e un maraton de la nu de 42 de kilometri, ci de 4200 de kilometri. Sunt mulți dintre noi care au făcut câteva sute de kilometri de apărarea acestui parc, și vă spun că mai avem câteva sute de kilometri de făcut. Sunt motive de speranță, pentru că comparativ cu acum un an și jumătate, când a venit acea decizie ca un trăsnet peste noi. Și de ce spun ca un trăsnet? Nu am timp să intru toate detaliile, care ar dura cu ore în șir, că am citit mii de pagini din toată saga asta, care a început din 67 încoace. Ideea este că la un moment dat, unii șmecheri, din subveica asta cu așa zisele retrocedări, pentru că vrem să facem diferența între retrocederile legale și morale și cele care sunt doar niște șmecherii. Și în felul acesta, în anii 90, au început ei să vină cu ideea că acolo, de fapt, este pentru un parc civic, pentru un centru civic. Deși acel document, acel proiect se fusese abandonat, am obținut de curând documente și noi, în numele cetățenilor, în numele comunității, am deschis și un proces. În 8 mai 2024, am depus la Tribunalul Municipiului București o cerere prin care să cerem anularea acestor retrocedări din 2005. Este efortul nostru a tuturora, pentru că și anul trecut, așa cum spunea și Beni, anul trecut mulți dintre voi v-ați mobilizat când au fost tăierile și sunam imediat și la Poliția Locală, și la Poliția Locală București, și la Secția 12. Din păcate, cum se întâmplă de multe ori, instituțiile din țara asta, în loc să-și facă treaba, găsesc pretexte. Secția 12 spunea, nu că noi nu putem veni tot timpul, sunați la locală. Locala spunea, nu că noi nu putem decât să constatăm că au tăiat, dar nu putem să-i amendăm pentru transport ilegal de lemne, care deja este contravenție la legea penală. Dar până venea secția 12, mașina pleca. Noi avem documente și știți că mulți au trimis poze și cum erau tăiați copacii, unii puși în acele microbuze albe. Revenind la ceea ce se întâmplă, acum avem un proces. Știți că cel care acum a fost ales sau aproape ales primar la sectorul 2 a fost prefect al capitalei o perioadă. El a început și el o acțiune. Pentru că, bineînțeles, prefectul trebuia să facă asta de acum 19 ani. Dar cum spune vorba românească, mai bine mai târziu decât niciodată. Acum câteva luni a ieșit cu niște declarații, n-a văzut încă actele. Și a învățat că la politicieni trebuie să te bazezi pe fapte, nu pe declarații și promisiuni, că a găsit multe nereguli în urma controlului pe care l-a dat. Noi sperăm că și în procesul inițiat de el, și în acest proces în care noi am adunat dovezi, discutând cu zeci de avocați, fără exagerare, zeci de avocați, cu alte organizații, pentru că sunt multe organizații care au contribuit tot anii aceștia la toate aceste acțiuni, am strâns și am găsit, de exemplu, și un document care arată că în 1985, când a fost ultima evidență cadastrală din perioada dinainte de căderea comunismului, exact la adresa de pe Rebreanu, unde a avut loc retrocedarea, scrie parc. Și dacă era parc, noi știam, dacă era parc și așa a fost și noi știm asta, inclusiv în acte, înseamnă că era o proprietate pentru utilitate publică și nu avea voie să fie trecută în domeniul privat al statului. Din păcate, inclusiv de Rebreanu Halaicu, dacă vă mai amintiți ce era, a fost primar între 92 și 96, era realmente din pix
i-au început să taie prin niște documente și să spună nu, nu este domeniul proprietate publică a statului, este proprietate privată a statului. Aparent e doar o șmecherie juridică, dar nu, pentru că implicația care este? Dacă ar fi fost într-adevăr în domeniul privat al statului, ar fi putut fi înstrăinat, ar fi putut fi retrocedat. După ce a fost dată legea 10, a început o altă suveică. Cei de la Consiliul Local Sector 3 în 98 au cerut această zonă, zona retrocedată acum, să facă un proiect civic cu sediu de primărie și alte activități. Consiliul General de atunci le-a dat terenul pentru 49 de ani. Ei n-au făcut nimic. Nici o acțiune, nici n-au angajat în această privință. Mai degrabă pare că a fost și asta o parte din învăluirea, din pretextul că la un moment dat, când este gata chestiunea cu drepturile litigioase, să intre și aceasta pe felia cu retrocedatul. Pentru că cei care au primit retrocedarea nu sunt oameni care s-ar fi fost moștenitori cât de cât al celor care au avut teren în zonă. Ei au cumpărat acele drepturi litigioase, cum se întâmpla la acele vremuri, că mulți s-au îmbogățit, erau niște rețele întregi. Și din păcate autoritățile nu și-au făcut datoria. Nu, repet, nu am timpul să iau de-a firea în păr, eu o să mai stau pe aici o perioadă, dacă aveți întrebări specifice, pot să vi le ofer și personal. Ideea este așa, că la un moment dat domnul Robert Neguiță, noi respectăm alegerile așa cum sunt ele, atunci când a venit aici în 2013, mi-a spus, domnilor, sectorul nostru este un sector dormitor și avem nevoie de investiții. Exact așa ne-a spus aici și ceva cumva să ne lămurească de ce trebuie să facem investiții în acea zonă. Noi am spus nu, noi avem nevoie de aer proaspăt, pentru că acest parc este plămânul verde al Bucureștiului de Est. Toată zona de Est, nu doar sectorul 3, toată zona de Est a Bucureștiului, acest parc imens este plămânul verde și așa trebuie să rămână. Din păcate, interesele și lugul e foarte mare. S-ar așa câțiva ani, prin 2018, la începutul anului, primăria de sector a vrut să facă acel pus. Adică să facă ei dreptul să decidă câte blocuri, ce etaje, acel pus care ulterior a fost și anulat în instanță, pentru că era ilegal, n-avea acordul de mediu și alte lucruri. Atunci a fost mai mult la primărie, că era dezbatere publică și n-a avut ce face, dar a trebuit să ne primească, și a spus, domnule, dar ce se întâmplă cu zona asta? Că în planul lui, aici era CB3, dacă mă gândesc eu, încadrare, adică se pot face și anumite construcții. Dar spus, nu vrem așa ceva. Păi nu, că să vedem, dar stați liniștit că eu o să câștig procesul, stați liniștit că o să câștig ce acolo să fie parc. Așa mi-a spus. Au fost oameni care de atunci au spus, un avocat, nu cunosc, dar a zis, domnul primar, nu vă bazați pe juriștii primăriei, că acești oameni au avocați foarte serios. Din păcate, sfaturile au fost ignorate. Juriștii primăriei au făcut o treabă execrabilă. Nu au reușit nici măcar să respingă distanța niște aberații. Scrie negru pe alb acolo la înalta curte că, conform expertizei, în acea zonă nu s-au găsit amenajări specifice unui parc. Serios, eu nu sunt născut în București, dar din 92 am fost de mii de ori în parcul ăsta, mi-amintesc cum la Podcoaba erau locuri de joacă, aleile se văd și acum, cu ochiul liber de pe lună, iar un fost președinte al României, care a fost și primar, nu i-a semnat hârtia, dar imediat după el, a spus, nu, domnule, am văzut eu la Rântâvă, nu, domnule, acolo erau doar niște alei, așa ca între lanurile de cucuruz, o minciună grosolană. Mulți au avut interese și noi ne ținem de treaba asta și de, așa cum ați auzit și la alții, și vreau să spun lucrul ăsta. Noi suntem o singură comunitate. Nu poți să împarți o comunitate mai multă, dar în această comunitate sunt multe grupuri și subgrupuri. Și e ok să avem preferințe și stiluri diferite și acțiuni unor diferite, uneori mai artistice, uneori mai sportive, uneori mai mari, uneori mai mici. Important este să nu uităm miza și miza e foarte clară. Tot foarte mult oameni scrisă, vrem parc verde, nu cedăm acest parc. Noi văzând toate aceste lucruri, văzând nedreptățile, că degeaba e o hotărâre care este juridică și opozabilă, dacă nu e și dreaptă și conform adevărului. Și noi creem că ea este ilegală, retrocedarea, pentru că v-am spus, motivul principal este că nu aveau voie să o retrocedeze în natură, fiind un parc care este prin esența lui și legea spunea nu se retrocedează parcurile, ei au găsit această șmecherie. Să spună că de fapt a fost proprietate privată, nu mai într-un detalii, dar am găsit inclusiv documente că în anii 90 vreau să fac un spital împreună cu niște canadieni. Doar propune pe hârtie, nimic concret.
doar ca să aibă justificarea că acela e loc pentru investiții. Dar noi o să continuăm. Știți că primarul a și declarat, primarul Capitalei, singur care până acum s-a ținut cât de cât de cuvânt în privința acestui lucru, deși și noi vrem mai mult și mai repede, acea amendă istorică dată pe bune, pentru că acel, știți, nu doar au tăiat copacii, că eu am auzit pe unul dintre cei care au tăiat copacii, a zis, nu domnule, că eu am respectat legea, am plătit 25 de lei pentru fiecare copac. Zic, nu domnule, că dacă treci pe roșu și plătești amenda, nu înseamnă că respecta legea. Aia nu-i respecta legea, de-aia și-a putut pe eu. Am plătit 25 de lei. Și nu s-a așteptat această imensă amendă pentru că 20.000 de lei, pentru că ei au rașchetat vegetația, dacă știți ce au făcut. Au, nu doar au tăiat copacii, au ras tot stratul verde, care înseamnă distrugere de spațiu verde. Ei spun, nu domnule, e curtea noastră, scrie curte construcții, facem ce vrem. Ei, nu chiar așa. Ești el la un proces care se va judeca, din păcate la noi știți cum merg lucrurile, foarte greu. Apropo de legea spațiilor verzi, trebuie să fim foarte atenți pentru că la toamnă probabil se va vota Parlament și e foarte important să nu intre acolo niște șmecherii, niște lucruri, niște monstruozități pe care unii vor să le bage. Adică ce vor să facă unii? Da, domnule, spațiu verde. Dacă primăria îl vrea, are 3 luni să-l răscumpere. Dacă nu, trebuie să dăm construcții pe el. Ce vă dați seama, ar ajunge mii de hectare din București construibile. Pentru că București nu are un buget suficient de mare pentru toate aceste lucruri. Aparent e foarte mare. Dacă știți că luăm la bani mărunți, nu prea mai rămân bani. E și povestea asta cu retrocerarea, că el n-ar trebui, dacă se ajunge, Doamne ferește, noi sperăm ca o judecătoare sau mai încolo mai mulți judecători, că știți cum e, în prima etapă e judecătoare, apoi la apel alți mai mulți judecători și până la alta curte, să vadă lucrul ăsta simplu. Acolo a fost parc, avem documente care până acum, din ce știm noi, n-au mai fost depuse în instanță, pentru că în 2019, primăria Capitalei de atunci, nașa primarului de la sectorul 3, nu a vrut să apere interesul public. A zis în instanță, există document public, deci nu-i părere sau preferit, așa. A zis nu, să rămână retrocedarea din 2005. Deci primăria de atunci a vrut să spele, să acopere această nedreptate. Primăria actuală, conform legii, nu poate să-și renege propriul act. Că nu poate o instituție să zică, nu, domnule, ne-am răzgândit. Însă, dacă documentele pe care noi le-am depus și al căror original este în arhiva de la Primăria Capitalei, dacă aceste documente și am dat mai multe detalii pe grupul acesta, grupul de inițiativă civică Ioretitan, și noi suntem toți în colaborare și vrem același lucru, dacă acele documente vor ajunge în instanță și dacă judecătorul are cât de cât respect pentru lege, pentru cetățeni și cât de cât frică de Dumnezeu, n-are cum să înghită o asemenea mizerie. Dar, din păcate, știm că în România s-au întâmplat multe lucruri inclusiv în instanță. Deci noi trebuie să respectăm independența justiției, dar nu vom ceda. Am colaborat cu avocați, o să colaborăm în continuare, am pus și zile trecute, am mai depus copii, anexe importante, hotărâri și lupta continuă. Și noi trebuie să facem și voce auzită, din când în când, ca să nu creadă că ne-au adormit vigilența. Bineînțeles, aceste procese din instanță durează cu lunile. Nu pentru că așa ne dorim noi, dacă ar fi după noi, am face săptămâna al termene și să mergem și să susținem. Dar judecătorii au independență, de exemplu, în procesul inițiat de prefectură, tocmai au dat un nou termen după 4 luni. Vă dați seama, 4 luni pentru o chestie care puteau să facă în 2 săptămâni. Dar de mâine intră în vacanță și loc să dea un termen în septembrie, au dat tocmai în octombrie. Deci este un maraton și din punct de vedere juridic, este un maraton și din punct de vedere a mobilizării comunității și noi trebuie să rămânem vigilenți. Unii ne-am plictisit și vă înțeleg, v-am spus eu personal, am 11 ani și 3 luni de zile. Da. Și în tot acest timp am văzut, nu trebuie să ne sperie faptul că uneori avem și păreri diferite și unii am vrea să facem asta sau asta. Important e ca fiecare să-și respecte libertatea și părerile personale.